Ploieștiul reprezintă o bornă importantă pentru viitorul voleiului feminin. Este al doilea an consecutiv când sala Olimpia găzduiește o calificare a echipei naționale Under-17 a României la un turneu final. Anul trecut s-a terminat la fel de fericit pentru naționala sub 18 ani. România, cu un an mai mică, s-a calificat pentru prima oară la un campionat european. Anul acesta va fi găzduit în luna aprilie de Bulgaria. Puntea de legătură între atunci și acum este sala ploieșteană, dar și o voleibalistă care a jucat în ambele campanii de calificare și care în urmă cu doar câțiva ani era mini-majoretă la meciurile ASE Softului. Cu siguranță este și încă va fi dacă o să mai fie aici calificările și mă bucur că am făcut acest lucru important când ne-am calificat. Alături de România, la Europeanul Feminin s-au mai calificat Italia, Slovenia, Rusia, Serbia, Ucraina, Turcia, Belarus, Olanda, Germania și Ungaria. Din păcate, tricolorii au ratat calificarea și vor privi pe internet Europeanul din Cehia și Slovacia. Ne-am dorit cu toții foarte mult să reușim această calificare. Avem o istorie cu Serbia, încă n-am reușit să-i învingem și probabil că și asta a târnat astăzi. La turneul cehoslovac vor juca Grecia, Turcia, Italia, Belarus, Bulgaria, Rusia, Belgia, Franța, Germania și Ucraina.